Salutare, prieteni! Primăvara a venit și la Cluj într-un final, spre deosebire de clipul nostru de săptămâna trecută cu Volkswagen Golf. Momentan sunt undeva lângă Cluj și suntem la apus, nu știu cât de bine se vede, dar soarele apune foarte, foarte frumos. Dar nu de asta am intrat live acum să vă spun vremea, ci să vă prezentăm ce vom avea noi în weekendul acesta la test la Cluj. Cu sprijinul prietenilor noștri de la Auto World Cluj-Napoca, vom face un road trip. Vom pleca puțin din Cluj, vom ieși din zona noastră de confort, să zic așa, vom pleca destul de departe de Cluj cu această mașină. Da, este un Audi Q7 e-tron. Este varianta hibridă a SUV-ului, a navei Amiral SUV de la Audi. Constructorul din Ingolstadt consideră că varianta aceasta e-tron este singurul mod în care vei mai putea salva motorul diesel clasic cu care multă lume este obișnuită. În exterior nu diferăm mult de varianta normală. Dar totuși o să fac un mic tur să vedeți cum arată. Tot timpul mi-a plăcut această grilă de la momentul lansării acestui model, acestui desen Audi. Până lateral avem parte, să știm că este un e-tron și de insigne cu această specificație. Bineînțeles, colantarea din partea dealerului. Veți vedea, avem două capacele de genul acesta. Unul este pentru varianta pentru alimentarea cu energie electrică și celălalt pentru alimentarea combustibil. Motorul este unul de 3 litri V6 diesel. Mașina a fost legată foarte bine, atât la interior cât și la exterior. Este foarte, foarte mare. Multă să vedeți, nu o să fie un review standard în ceea ce vom prezenta noi. Cum vedeți, portbagajul, aici este cablul de încărcare cu care vine. Cu 7 vezi că l-am și ancorat să nu bată prin portbagaj. Avem suspensie pneumatică, adică o să-și modifice garda la sol în funcție de nevoie. Cred că dacă și apăs, se poate observa cum mașina coboară ușor. Nu știu dacă s-o să vă arăt de afară cum arată mașina. În momentul în care puteți vedea că cum arată aproape cel mai lăsat jos în caz, în momentul în care vrei să încarci vreo geantă mai grea sau vreun anumit obiect. Și acum să ridicăm, apeși o singură dată, mașina se ridică, o să filmez din lateral. Cam aceasta este diferența. Bineînțeles, în momentul în care schimbi modul de condus, se va schimba și garda la sol. Haideți să intrăm puțin la interior, să vedem cum arată acest Audi de fapt și de drept din poziția în care o conduci. Da, am lăsat luminile exterioare aprinse să se vadă mai bine. Mașina are și funcție de soft close, astfel că nu trebuie să trântești ușa, doar să apropie și se va închide singură. Cum am pornit mașina, ne aduce acest sistem de navigație este cam montabil, ne aduce aminte de vechile Audi de acum câțiva ani. În mare parte este un model clasic. Diferența este că avem încă un indicator de combustibil, să zic așa, este indicatorul bateriei și puteți vedea range-ul pe care îl avem noi în momentul de față. Ce pot să zic, mai multe o să aflați și în review-ul nostru, de fapt în clipul pe care o să-l facem, pentru că ne-am gândit să plecăm puțin din Cluj, după cum am și spus. Cam acestea am făcut cunoștință cu mașina abia de câteva minute, așa că nu pot să vă spun foarte multe despre cum se conduce și așa mai departe, dar urmează să le povestim toate în curând. Până data viitoare, weekend fine, aveți grijă cum conduceți, la revedere!